Salutare tuturor și bun venit la un nou episod din seria Fitboy. Și voi aveți uneori senzația că nu vreți deloc să vă antrenați ca și cum motivația dispărut? Atunci vă aflați în locul potrivit. Vom dezbate 5 pași ușori care să vă ajute să vă mențineți motivația și să faceți exerciții și să fiți activ, chiar și acasă. Sunteți gata? Atunci să trecem la treabă! Și era să uit. Vreau să-mi cer scuze, dar e posibil să vă fi contaminat pe toți cu dorința de a face exerciții în mod regulat de acum încolo. Angelo Mosso, un doctor italian, a spus: "Exercițiile pot înlocui multe medicamente, dar niciun medicament nu poate înlocui exercițiile." Și a avut dreptate. Dacă toate beneficiile sportului și exercițiilor fizice s-ar vinde sub formă de pastile în farmacie, cozile ar fi interminabile. Și ar arăta cam așa. Bună ziua aș vrea să-mi îmbunătățesc starea de spirit, să reduc anxietatea, să susțin imunitatea și să-mi dezvolt masa musculară. Da, sigur, avem exact ce vă trebuie. Vă pot oferi un pachet lunar de antrenamente de forță și un pachet de jumătate de an de alergat în natură. Pentru antrenamentul de forță, luați o dată pe zi de 3 ori pe săptămână și alergați în natură o dată pe zi în zilele în care nu vă luați pastela pentru antrenamentul de forță. Se pare că activitatea sportivă are un efect pozitiv, probabil, în fiecare domeniu al vieții noastre. Stresul cronic, gradul de anxietate, simptomele depresiei, o serie de riscuri pentru sănătate, greutatea corporală, starea de spirit, funcția cognitivă, somnul, sistemul imunitar, sănătatea oaselor, masa musculară, flexibilitatea și echilibrul. Dar ce puteți face dacă nu aveți voie să mergeți mult timp la sala preferată? Vă puteți antrena oricând acasă. Dar nu este la fel, nu-i așa? Acasă este posibil să nu aveți gantere, un cadru scoat rack, un partener de sală sau muzica motivațională care răsună în toată sala, care vă ajută să faceți mai ușor seria, indiferent cât de greu ar fi. Dar haideți să vedem cum putem să nu renunțăm și cum să facem totul mai distractiv. Nu încercați să vă gândiți la motivele pentru care vă doriți cu adevărat să faceți mișcare. Vreți să aveți mai mulți mușchi, să slăbiți, să vă tonifiați corpul sau să fiți mai sănătoși. Cu cât motivul este mai puternic și mai important, cu atât exercițiile fizice vor deveni un obicei. Cu siguranță cunoașteți persoane care sunt extrem de motivate și nu se opresc până când nu își ating obiectivul și nu se vor opri până când nu vor obține tot ceea ce își doresc. La polul opus, cunoașteți și persoane care încep să facă mișcare, dar din păcate după câteva săptămâni renunță la tot. Diferența uriașă constă în importanța DC-ului lor și dorința de a-și atinge obiectivul, iar când DC-ul vostru este prea departe, există o șansă mai mare ca seara, după o zi solicitantă, în loc să faceți mișcare, să decideți să le neviți în fața televizorului. Pur și simplu, vă spuneți că nu este atât de rău până la urmă și veți începe să faceți exerciții de luni, de luna viitoare, următoarea sau după anul nou ca o parte a rezoluțiilor. Descompuneți marele și îndepărtatul de ce în obiective mai mici și mai actuale. Aceste obiective zilice, mici și parțiale vă vor ajuta să vă atingeți marele de ce pe termen lung. Marele de ce. Vreau să slăbesc. Obiectiv actual mai mic. Trebuie să-mi limpezesc mintea după o zi grea de muncă. Vreau să mă eliberez de furie. Vreau să-mi îmbunătățesc starea de spirit. Vreau să scap de durerea de spate de la statul jos toată ziua. Vreau să mă concentrez mai bine și să-mi îndeplinesc sarcinile mai repede. V-ați setat deja de ceul, iar acum este timpul pentru un plan de luptă. Să spunem că vă hotărâți să puneți 5 kg de masă musculară în jumătate de an. Iar cu determinarea luptătorilor de MMA, în primele câteva zile mergeți cu viteză maximă înainte. Cu timpul însă, atât motivația cât și dorința de a vă atinge marele de ce scade în mod natural, fiindcă nu vedeți nicio schimbare majoră, iar greutatea corporală variază cu doar câteva kilograme. Asta în primul rând pentru că obiectivul vostru este pur și simplu prea departe. Să recunoaștem, când învățați pentru un examen sau vă forțați să faceți exerciții. Este uneori ca o pedeapsă, dar acel sentiment satisfăcător după finalizarea cu succes a unei sarcini și o doză nouă de motivație pentru sarcina următoare merită tot efortul. Așa i? Acest sentiment se datorează sistemului intern de recompensă, atunci când este eliberat neurotransmițătorul dopamină. Putem compara cu o situație în care vă simțiți mulțumiți după ce ați mâncat și ați băut bine. După ce ați luat un examen, ați finalizat sarcinile de lucru sau după ce ați reușit să faceți o genuflexiune cu greutăți. Când obiectivul vostru este la 6 luni distanță, pentru o lungă perioadă de timp nu există nicio recompensă sub formă de sentimente plăcute și motivante și este mai probabil să renunțați la el. În termeni simpli, dopamina adaugă motivația parțială și dorința de a vă atinge obiectivele stabilite. Este posibil să știți deja că trebuie să vă împărțiți obiectivele mari și realistice în obiective mai mici și mai ușor de atins. Aceste ținte continue, mai mici, sunt de fapt punctele de control, care vă mențin pe calea cea bună. Prin îndeplinirea în mod continuu a acestor obiective mai mici, activați mai des centrul de recompensă din creier, iar dopamina va funcționa în interesul vostru, nu împotriva voastră. Dar cum să faceți asta? Pur și simplu împărțiți obiectivul mare pe termen lung în obiective lunare și săptămânale sau biseptămânale. Nu trebuie să uitați nici de obiectivele zilnice când ar trebui să notați ce trebuie să faceți pentru a vă atinge obiectivul săptămânal. Dacă îndepliniți zilnic o sarcină, vă va ajuta să mergeți mai departe. Acum, parcă nu mai pare așa greu corect? Știți care este de ceul? V-a stabilit obiectivele, așa că ce urmează? Este timpul să faceți din obiectivele zilnice o prioritate, iar asta să fie cel mai important pentru voi. Să vă spuneți că veți face zilnic câte o jumătate de oră exerciții și să sperați că veți reuși, este ca și cum ați parea la Eurojackpot. Poate că va funcționa, Știți foarte bine că dacă nu vă fixați o oră pentru o activitate, nu veți putea să faceți asta pe termen lung. Țineți minte că trebuie să vă planificați antrenamentul la o oră cât mai convenabilă. Sunteți matinali, trezitul de dimineață nu este o problemă pentru voi și vă puteți imagina un antrenament de dimineață care să vă umple de energie împreună cu un duș rece post-antrenament. Sau gândul la un antrenament de dimineață vă îngrozește și ați prefera să faceți exerciții după serviciu și să vă limpeziți astfel gândurile și mintea după o zi grea de lucru? Notați în agenda o anumită oră pentru exerciții care să vi se potrivească și considerați că ar fi vorba de o ședință urgentă. Zilnic, de la ora 6 dimineața sau de la 5 jumătate după amiaza, ar trebui să vă axați pe exerciții și nimic să nu vă împiedice să faceți asta. Să fiți siguri că așa veți face, Activați notificările pe telefon și astfel veți primi o notificare cu cel puțin 15 minute înainte de antrenament. Și care este partea cea mai bună? Nu veți avea loc de scuze. Ar fi bine ca totul să decurgă conform planului, dar nu vă puteți baza pe asta. Ar fi bine să aveți pregătit un antrenament de rezervă de 10 minute care să fie suficient de intens încât să vă antreneze tot corpul dar să acceptați și faptul că nu întotdeauna veți avea chef să ieșiți la alergat și, în schimb, să ieșiți la o plimbare în pas fioi. Și fiți pregătiți să nu fiți surprinși mai târziu. Uneori aveți senzația că nu aveți timp pentru nimic? Încercați să vă gândiți la modul în care vă petreceți timpul. De obicei, o parte mică sau mare din zi se pierde în capcana ireversibilă a timpului de navigare pe rețelele sociale pe chat, pe jocurile de pe telefon și pe vizionarea înainte de culcare a două episoade dintr-un serial cunoscut. Și abracadabra, se ajunge astfel la 4 ore din care ați putea folosi cel puțin 30 de minute zilnic să faceți exerciții. Cum să fiți creativi astfel încât să nu vă plictisiți niciodată de exerciții? În loc să participați la o ședință online, participați la ședință în timp ce vă plimbați în natură. Veți asculta totul la căști și dacă este nevoie vă puteți uita pe display mobilului. Ascultați podcastul sau audiobook preferat în timp ce faceți exerciții sau sport. Deși nu este soluția ideală pentru o concentrare maximă, este posibil să vi se potrivească și de ce să nu încercați să câștigați și niște timp. Încercați activități sportive noi. Includeți antrenamente cu propria greutate în arsenalul de antrenamente la domiciliu. Încercați diferitele antrenamente HIT sau faceți antrenamentele mai interesante folosind diferite accesorii, cum ar fi un rucsac plin cu sticle sau cărți care să vă servească drept greutăți pentru genoflexiuni, abdomene sau flexii pentru biceps. În plus, vă puteți extinde cu ușurință sala de sport de acasă cu accesorii fitness noi sau să vă reamintiți de copilărie cu ajutorul corzilor de sărit. Experimentați activități sportive virtuale cu console de jocuri. Ce ați zice dacă ați organiza cu ajutorul consolelor de jocuri concursuri de dans, tenis, skateboard sau snowboard în familie? S-ar putea să vă surprindă faptul că astfel de activități vă pot solicita foarte mult din punct de vedere fizic. De asemenea, puteți merge împreună și la bowling sau box. Descărcați o aplicație de exerciții care vă va motiva și vă va arăta cum să vă antrenați. Accelerați, încetiniți, accelerați din nou în timpul alergatului sau mersului cu bicicleta. O astfel de tehnică amuzantă vă poate readuce la viață dragostea pentru alergat, mersul cu bicicleta sau mersul sportiv. Încercați să vă antrenați online cu un antrenor personal. La fel, puteți încerca și unul dintre antrenamentele de pe canalul nostru de YouTube. Episodul de astăzi din seria FitPoint se apropie de final și credem cu tărie că v-am prezentat modalitatea corectă să vă mențineți activ și să faceți în mod regulat exerciții chiar și acasă. Țineți minte că fiecare activitate fizică contează și chiar și un antrenament mai scurt este mai bun decât deloc. Voi cum vă antrenați în mod regulat? Împărtășiți-ne în comentarii sfaturile, ponturile și ideile noi care vouă vă sunt de folos. Până ne vom revedea la următorul episod din seria Fit Point, să vă distrați de minune!